Lucrările pentru reamenajarea salonului pentru copii din cadrul Spitalului Oltenița au luat sfârșit. Acesta a fost dotat cu paturi, dulapuri, scaune și tot ceea ce trebuie pentru a le oferi copiilor cele mai bune condiții. Racherul Vladimir, de la B&D International, parte implicată în proiect, ne-a dezvăluit următoarele. Cum am și spus când ați filmat, ne caracterizează modestia, nu vrem să facem paradă de ceea ce facem, facem totul logic și normal, cu bucurie în suflet, cu modestia care ne caracterizează. M-ați întrebat înainte de a începe interviul de unde ne-a venit ideea de a De unde a plecat? Amenaja salonul acesta. Într-o discuție pe care am avut-o cu prietenii noștri din Oltenița, eu nefiind oltenițean, doar afacerea este în Oltenița, au spus că au de și-au exprimat dorința de a amenaja acest salon. Atunci am spus, da, și noi suntem alături de voi. Am venit, am văzut, am vorbit cu doamna directoare care sunt necesitățile de reamenajare a salonului și am început să lucrăm. Lucrul pe care îl vedeți astăzi, îl puteți filma, lucruri normale, simple. Cât a durat această lucrare? 2 săptămâni am reușit să facem totul. Plecând de la faptul că dacă totul este bine calculat și totul este bine pus în practică și știm ce avem de făcut, în clipa mai mult a durat, din punctul meu de vedere, ce a însemnat igienizarea din punct de vedere al zugrăvelilor, al îndreptării pereților, pentru că tot ce vedeți aici, trebuie pereții și pardoseala trebuie să fie perfect. Tot ce este în această copere a fost adus de la pătuțe la dulopioare? Da. Am identificat necesitățile spitalului și atunci, lucrând împreună cu doamna directoare, cu asistenta șef, am spus, avem nevoie de noptiere, cum trebuie să apară? Așa trebuie să apară. Atunci le-am comandat și le-am făcut. Avem nevoie de măsuță, așa s-a făcut. Avem nevoie de un frigider, a apărut frigider. Solicitările pe care le-au avut și le-au cerut, noi le-am urmat și le-am pus în practică. După finalizarea acestei lucrări, în momentul de față, aveți în plan să vă apucați și de altă lucrare? Da, am identificat și am vorbit cu doamna directoare. Eu, unul, din punctul meu de vedere, dar în funcție de ce hotărăsc ei la nivelul lor, aș fi vrut să fac sala de mese, care dacă intrați în ea, numai la sala de mese nu arată acum. Și cred că de ea o să ne apucăm în etapa următoare și încă un salon care, tot cu doamna directoare, o rezervă de 2 paturi care ar fi necesară ca să se alinieze la acest triplu salon, sau nu știu cum să-i spun. Doriți să mai transmiteți ceva? Nu, absolut nimic. Eu vă mulțumesc că v-ați străduit să arătați ce am făcut. E foarte bine că să vadă și ceilalți că dacă există dorință, se pot face foarte multe.